Astfel, agenții economici, respectiv hipermarketuri, supermarketuri, marketuri care au locații în județul Maramureș, pe perioada stării de alertă trebuie să organizeze accesul, ieșirea clienților unidirecțional, o singură intrare, respectiv o singură ieșire. De asemenea, trebuie să asigure suprafață minimă de 4 metri pătrați pentru fiecare client, păstrarea unei distanțe minime de 2 metri la casele de marcat și a clienților la intrarea în magazine. Se va proceda la dezinfectarea suprafețelor expuse și la evitarea aglomerării de persoane în zona caselor de marcat, iar personal Special desemnat va proceda la testarea termică, termometrizare digitală a clienților fără contact și va proceda la interzicerea accesului în incinta a clienților care prezintă stare febrilă de sănătate cu temperatură care depășește valoarea de 37,3 grade Celsius. Pe durata stării de alertă se interzic organizarea târgurilor, a expozițiilor de orice fel. Cu excepția târgurilor agroalimentare, de asemenea pe durata stării de alertă în vederea reducerii riscului epidemiologic de transmitere a virusului COVID-19, pe teritoriul județului Maramore se impune purtarea măștii de protecție în toate locurile, spațiile publice și la locul de muncă.